Salutare și bun venit la un nou episod video despre medicină. Suntem la episodul 5 și vorbim despre modul de a prepara medicamente sau tratamente sau pur și simplu niște elixire sau esențe chi, adică infuzii. Vorbim despre cele două căi de a conecta lucruri exterioare cu părți ale corpului nostru. Calea infuziilor, calea ciului și calea elixirelor. Despre calea a treia, despre care am vorbit în video trecut, nu o să vorbim acum. O să vorbim despre cum să preparăm elixire lichide benefice corpului și cum să preparăm aerosoli sau gaze pe care să le inspirăm, să le infuzăm în noi. Am zis că elixirele se creau prin a pune plante în o oală cu apă fierbinte, a le lăsa să fiarbă și a extrage seva din acea plantă. După care bem acel lichid. La infuzii, la gaze, ziceam că din nou avem apă fiartă, băgăm plante în acea apă fiartă, și tragem aerul, vaporii care ies la suprafață, din acea oală cu apă fiartă și plante. Și avem mai multe întrebări aici. Avem, în cazul ceaiurilor, bem tot, bem doar lichidul sau bem și obiectul material, adică acele plante. Nu știu să zic, probabil nu cred că e necesar să bei și acea plantă, să înghiți și acea plantă, pentru că oricum lichidele o să intre în sânge. Oricum, acele resturi de materie, reziduri, o să fie eliminate prin excreție. Deci, la ce ar fi bine să facem o filtrare și să obținem decât lichid curat, pur. Bun, la gaze, din nou, inspirăm decât aerul. Nu mai avem treabă cu ce este în acea oală cu apă fiartă, cu plante. Pe lângă acestea, pe lângă apă fiartă și plante, mai putem adăuga și alte substanțe adiționale pentru a face absorția mai plăcută sau au realizat mai eficient, mai rapid. Dar momentan o să ne concentrăm doar cum să le preparăm. Apă fiartă, plante. Absorție prin aer și absorție prin lichide. Bun, acum ne întrebăm care părți ale plantelor le punem în acea apă fiartă. Și avem vreo 5 sau 6 părți. Avem rădăcina. Rădăcina plantei, să o punem, decât rădăcina plantei o punem în acea apă fiartă și facem ceaiuri sau gaze, inspirăm gaze din acel amestec, putem să punem, 2, tulpina, decât tulpina plantei, să o punem în acel amestec de apă fiartă, 3, avem frunza, să o punem decât frunza, 4, să punem floarea, 5, să punem fructul plantei, 6, sămânța plantei, 7, să punem întreaga plantă și sau putem să facem combinații, să punem gen fruct și frunză, rădăcină și tulpină și diferite combinații. Gândiți-vă voi la diferite combinații, sunt corecte, le putem încerca. Nu pot să vă zic acum care părți ale plantei sunt mai bune sau care nu sunt bune, ci doar vă zic posibilitățile pe care noi le putem crea. Și le-am zis deja. Deci avem mai multe posibilități. Nu te-ai întrebat vreodată ceaiurile de la magazin, din ce componente, din ce părți ale plantei sunt făcute acele plicuri, acele prafuri? Din frunză, din tulpină, din rădăcină, din floare, din fruct.
Nu știu dacă te-ai întrebat, eu nu m-am întrebat. Dar cred că e interesant să faci din fiecare parte diferite tipuri de ceai, să vezi care e bei, cum se simte diferit. La fel și combinațiile, e ceva interesant de făcut, de experimentat. Dar, acum când o să avem un laborator de cercetare și o să putem să experimentăm aceste lucruri, o să facem. Momentan eu n-am niciun laborator. Și până atunci, decât o să discutăm despre aceste lucruri, iar când o să fie momentul, o să și experimentăm. Bun, a treia direcție sau al treia lucru pe care să ne concentrăm când preparăm aceste lucruri ar fi plantele. O să le culegem și o să le punem direct în acea oală. Adică o să le punem, cum să zic, o să fie vii pe moment sau o să le lăsăm să se usuce, să se uște și să scoatem umezeala din ele. O să le punem, știți că, nu știu dacă știți, există, putem să punem frunzele de la o plantă, să zicem, le punem direct în apă, le culegem din copac, verzi așa cum sunt, și le punem în apă, fie facem ceai. Sau putem să le punem la uscat, fie la soare, fie la umbră, și peste, nu știu, câteva luni sau iarna când e sezonul, să le punem și facem ceai. Cum ar fi mai bine? Din nou, nu știu să îți răspund. Dar sunt două direcții pe care putem să le urmăm. Una s-ar putea să aducă beneficii, alta nu, sau poate ambele aduc beneficii, sau poate niciuna nu aduc beneficii, dar sunt mai multe căi de urmat. Acum am zis că la plantele uscate, dacă e să le uscăm, există uscarea la soare. Și aici, uscarea la soare, cred că este o uscare forțată și rapidă, care va face ca apa din interiorul plantei să se evapore rapid. În schimb, forțarea la umbră sau la întuneric, din nou, plantele se vor usca, doar că nu va fi, cred că nu va fi așa forțat. Pentru că aici va depinde de temperatura mediului. Bine, și la soare tot de temperatura mediului depindea, dar acolo cred că era temperatura mult mai ridicată. La umbră s-ar putea să avem o temperatură mai scăzută. Să facem evaporarea lină, lentă, pentru că acum, în funcție de cât de rapid se face evaporarea și uscarea plantelor, s-ar putea ca anumite proprietăți ale plantelor să se piardă. Zic și eu. Na, nu știu sigur dacă e corect, nu e corect, dar simt că s-ar putea să fie posibil. Și asta ar fi trei lucruri pe care să ne punem atenție atunci când vorbim de prepararea elixirilor, ceaiilor, dar și de prepararea infuziilor, gazelor pe care le absorbim pe calea aerului. Să acordăm atenție asupra dacă planta este uscată sau verde, dacă este frunză, tulpină, rădăcină, adică ce parte a plantei o punem și care mi era prima idee? Dacă mai punem ceva adițional pe lângă. Bun. Acum, când vine vorba de aceste două căi, sau nu, când vine vorba de medicamente și tratamente, pe lângă elixire, ceaiuri sau aerosoli sau gaze pe care le infuzăm, mai există și alte tipuri de lucruri. De exemplu, știi foarte bine că există siropuri. De fapt, siropul ăsta tot elixire, tot lichid este. Există pastile. Pastile nu e nici gaz, nu e nici lichid. Este ceva solid.
Și există două tipuri de pastile. Există pastile care le bei cu apă, le înghiți și există pastile care le ții în gură și le lași să se dizolve în gură. Deci, acele pastile care le lași să se dizolve în gură se transformă în lichid. Și acela care, care le înghiți cu apă, tot în lichid se transformă pentru că se dizolvă în stomac. Diferența dintre a bea o pastilă sau a suge o pastilă, a ține-o să se dizolve în gură, și a înghiți dintr-o dată lichid, este că absorbția se face treptat. În funcție de viteza de dizolvare a pastilei, se absorbe treptat lichidul. Așa, dacă am bea direct o cană cu apă, tot acel lichid ar intra în sistem și s-ar absorbe. Dar așa, în momentul când ținem o pastilă să se dizolve în gură sau o înghițim și se dizolvă în stomac, ea are o viteză de dizolvare. Se dizolvă o parte, este absorbită. Până să se dizolve altă parte, corpul nu mai absorbe ceva anume. Este pe pauză. Vedem cum reacționează. Și, na, de altfel, pe lângă pastile, mai există și alifii, unguente, care acestea se aplică de obicei pe partea externă a corpului. Alifiile și unguentele sunt tot un fel de lichid, doar că este mult mai viscos. Este un fel de tranziție către elementele solide și tari. Dar da. Modurile de absorbție am zis că sunt lichide sau aeruri. Indiferent cum este în exterior, că e pastilă, adică solid, că e lichid, adică siropul sau ceaiul sau compotul sau altceva, sau aer, gazuri, în exterior, în interior, absorbția noastră este decât de două feluri, lichid și gaz. Și cam asta ar fi în acest video. Sper că v-a plăcut, sper că a fost interesant. Lăsați în comentarii părerile voastre, ce ați vrea să aflați în următorul videoclip. Dacă aveți întrebări, dacă aveți idei, sugestii. Și până data viitoare, toate cele bune!